Domnule Mihu, o victorie clară astăzi în meci cu FC Voluntari, o evoluție foarte bună a băieților noștri. Da, este o evoluție foarte, foarte bună, una dintre meciurile noastre reușite în care am putut să ne punem în aplicare și ideile de joc pe care le-am antrenat săptămâna aceasta. Atât ofensiv cât și defensiv am reușit să facem față cu brio și chiar să excelăm în anumite momente. Important și că nu ați primit gol. Da, absolut. Cred, dacă nu mă înșel, la momentul ăsta suntem cel mai bun atac și cea mai bună apărare și încercăm să o ținem așa până la capăt. Cu siguranță, dacă nu erau acele remize, farul ar fi fost sus acolo, pe primul loc. Da, optica este mare pentru că am pierdut destul de multe puncte, 6 la număr, în condițiile în care în fiecare dintre meciurile respective am condus, dar n-am reușit să păstrăm această diferență până la final. Lupta rămâne deschisă în Liga Elitelor Under 17 și orice este posibil în actualul sezon. Absolut, este de-abia aproape sfârșitul campionatului regulat, urmează play-off-ul cu echipele cele mai bune, pe noi asta ne interesează, să avem meciuri cât mai bune, iar jucătorii să evolueze în aceste meciuri foarte bune pentru a crește cât mai mult. Alex, un succes clar în partida cu Voluntari astăzi, ați evoluat bine și v-ați impus fără probleme. Da, mulțumim, suntem fericiți că am câștigat și sperăm la cât mai multe victorii. O prestație foarte bună și a ta, felicitări pentru cele 3 goluri, unul în maniera lui Del Piero. Da, mulțumesc, sunt foarte fericit că am marcat după o perioadă foarte lungă de meciuri. Prezența ta de la meci la meci se cunoaște, evoluezi la mai multe categorii de vârstă și crește de la joc la joc. Da, încerc să-mi ajut echipa în fiecare meci și sper să am evoluții cât mai bune. Sosirea ta la Farul a fost un pas important pentru tine și îți dorești să faci pași importanți în carieră. Da, îmi doresc să ajung la echipa mare și să debutez cât mai repede. Cum vezi tu lupta pentru titlu în Liga Elitelor Under 16, Under 17? E o luptă grea, dar niciodată nu este imposibil. Îți dorești să marchezi cu siguranță și să fii acolo mereu în centrul atenției? Da, îmi doresc să marchez cât mai multe goluri. Ianis, felicitări pentru succesul de azi, o victorie categorică cu Voluntari, v-ați impus fără probleme. Da, bună ziua, am avut un meci foarte bun, am dat un randament ok și sperăm ca la meciul următor să fie din ce în ce mai bine. Tu ai și marcat un gol, ai mai fost și aproape de o nouă reușită cu o farfecă spectaculoasă. Da, pentru mine nu contează, echipa este pe primul loc, trebuie să dau din ce în ce mai mult la antrenament pentru a-mi ajuta echipa. Pentru tine este mai greu, evoluezi la categorii mai mari de vârstă, dar cu siguranță vrei să ai randament cât mai bun. Da, eu încerc să-mi fac jocul, să-mi ajut cât mai mult echipa pentru a câștiga meci de meci și pentru a mai îmbunătăți jocul. La lotul național Under 15 ați fost mai mulți jucători, tu ai și evoluat, ai și marcat. Cum este acolo atmosfera la lot unde sunteți mulți jucători de la Academia Hagi? Este o atmosferă foarte bună, avem avantajul pentru că putem aplica anumite automatisme pe care le avem și la echipa de club și asta este un lucru foarte benefic pentru noi. Lupta pentru titlul Liga Elitelor este deosebit de interesantă, cu siguranță voi vă doriți să fiți mereu acolo sus. Da, avem adversari foarte buni, dar noi trebuie să ne impunem tactica și planul de joc pentru a fi mereu pe primul loc.